Să se arate că Regan și 3 de minus o fa minus 2. Este sau nu adevărată? Minus 2 la puterea 3 egal cu minus 8. Trebuie să facem toți pașii spre rezolvare, să vedem. Să ne demonstrăm acest lucru. Minus 2 la a 3, fa minus 2 ori minus 2 minus 2, minus 1 la a 3 ori 2 la a 3, minus 1 la a 3 fa minus 1, că e minus 1 ori minus 1 ori minus 1, minus 1 ori minus 1 fac 1, 1 ori minus 1 fa minus 1. Minus 2 la a 3 fa minus 8 și 2 la a 3 fac 8. Minus 2 la a 3 fac 2 la a 3 cosinus de pi plus sin sin de fi. Z la n fac rho la n cosinus de alfa plus sin sin de alfa la putere n și rho n cosinus de n alfa plus sin sin de alfa moav. 8 cosinus de 3pi plus sin de 3pi. E 8 cos de pi plus sin de pi. E minus 8. E în aproape, în aproape. Minus 8 fa minus 1 ori 8. E 8 ori minus 1. Minus 1 fa cos de pi plus sin de pi. Cos de pi e minus 1, sin de pi e 0. Minus 1 fa cos de pi plus sin de pi. Minus 1 plus 0 ori i fa minus 1. Minus 1 fa cos de pi plus sin de pi. Minus 8 e egal cu 8. Înmulțit cu e, i, pi, la 2k pi, plus 2k pi. Deci minus 8 fac 8 în formulă Euler. E la minus pi plus 2k pi. Când ce 3 minus 1, când ce 3 de 8, e la pi plus 2k pi. Când ce 3 de minus 1, când ce 3 de 1, când ce 3 de e la pi plus 2k pi. Când ce 3 de 8 fac 2. Recant ce 3 de minus 8 fac 2, e la pi plus 2 ca pi pe 3. K o fac 0, 1 și 2. E recant ce 3. Deci recant ce 3 de minus 8 fac 2, cosinus de pi pe 3, plus 2 ca pi pe 3, plus si sin de pi pe 3, plus 2 ca pi pe 3. K e 0, 1, 2. Pentru K egal cu 0, recant ce 3 de minus 8 fac 2, cos de pi pe 3 plus si sin de pi pe 3, cos de pi pe 3, 1 pe 2, sin de pi pe 3, radical din 3 supra 2. Radicand 3 de minus 8, fac 2 pe lângă 2, 1 pe 2 plus i, radicand 2 pe 2, fac 2, 1 pe 2 factor cu 1 plus i, radicand 3, deci radicand ce 3 de minus 8, fac minus 2, minus 2 e diferit de, de 1 plus i, radicand din 3, în mulțimea numărului. Minus 2 ori i egal cu 0 ori i, minus 2 egal cu 1 imposibil și 0 fac i, radicand 3. Dar pentru k egal cu 0, e rădăcină principală, și avem minus 2, fac 2, recant ce 3 de minus 8, fac minus 2, 2 pe lângă cos de pi pe 3 plus 2 pi pe 3 plus i sin de pi pe 3 plus 2 pi pe 3. Pi pe 3 plus 2 pi pe 3, fac 3 pi pe 3, e pi. Minus 2 e 2, cosinus de pi plus sin de pi, cos de pi e minus 1, sin de pi e 0, deci verifică. Deci numai principala pentru k egal cu 1. K egal cu 2. Recant ce 3 din 1, fac minus 2, recant 2, cos de pi pe 3 plus 4 pi pe 3 plus i sin de pi pe 3 plus 4 pi pe 3, pi pe 3 plus 4 pi pe 3 fac 5 pi pe 3, de unde 5 pi pe 3 fac pi plus 2 pi pe 3. E 30 de grade. Ca să vedem unde vine. Transformat. Deci aici vine la 30 de grade. Sinus e negativ, e minus 60 de grade, sinus de 60 de grade, minus radic, minus radicand 3 pe 2, iar cos de 60 de grade fac 1 pe 2 și e cu plus. Este 1 pe 2 plus i radicand 3 pe 2, radicand 3 pe 2, 2 cu 2 să i minus 1 plus i radical din 3. Deci, minus 2 diferit de 1, de 1 minus i radicand 3. Deci, pentru k egal cu 1, avem rădăcina principală la soluție, da? Unu minus i radicand 3 fac minus 8, am dat z1 cu alfa, alfa e 300 de grade, z1 la 3 fac minus 8. Deci am zis 3 din 8, fac 1 minus i radical din 3. În mulțimea reale, numai ala avem, da? Rădăcina principală.